Peste 700 de elevi din județul Alba vor beneficia de 180 de lei pe lună în cadrul programului Bani de Liceu. Inspectoratul școlar al județului Alba a făcut publică lista cu cei a căror dosare au fost conforme și au fost declarați eligibili pentru a primi ajutor în bani pentru a-și continua studiile. Sprijinul financiar este prevăzut în cadrul programului național de protecție socială Bani de Liceu. Acesta se acordă lunar în cuantum de 180 de lei pe lună de la începutul anului școlar și până la vacanța de vară, banii fiind primiți și pe timpul pregătirii pentru bacalaureat. Există și situații în care acest sprijin oferit de Ministerul Educației să fie sistat. Elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, elevul a obținut sub nota 7 la purtare, elevul nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost exmatriculat. La nivelul întregii țări există peste 60.000 de elevi înscriși în acest program.